e greu de spus, pentru că ținând cont de perioada care a fost până acum și s-au întâmplat foarte multe după relaxarea din vară, cred că ar trebui gândită mai bine această măsură. Pericolul există și e bine, chiar dacă s-au relaxat, chiar dacă au rămas tot cele, trebuie să le păstrăm și distanța și masca și ne e teamă. Am făcut toate vaccinurile posibile, ne apărăm și noi. Nu știu dacă chiar cred că este bine că s-au relaxat. Da, s-ar putea să, eu știu, să ne vedem iar cu număr mare de îmbolnăviri. Planul meu este să fiu cu familia, cu copiii mei. O să ne întâlnim cu aceeași situație care am avut-o, cu foarte multe cazuri de îmbolnăviri. Dar dacă lumea își dorește așa... Pe de o parte e bine, pe de o parte nu știu dacă e bine. Nu, noi nu avem alte planuri decât de a sta acasă. Merg cu niște colege și ne facem revelionul. Am închiriat deja o pensiune și... La munte? La munte, da. O idee foarte bună, nu știu, suntem vaccinați, dar e o idee foarte bună. Mergem la munte, cam fiecare an. La munte și după aia la părinți acasă.